Alianța PSD-UNEPR-PC a prezentat candidații la europarlamentare. Cei 13 aflați pe locurile eligibile au vorbit despre temele pe care le vor aborda atât în campania electorală cât și în Parlamentul European. Pe locul 3 se află un tânăr europarlamentar foarte activ, purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan. În această campanie este vorba de cei peste 700.000 de tineri din România care au terminat studiile, care nu-și găsesc un loc de muncă, sunt practic excluși din societate. Cred că în această campanie este vorba despre doctorii noștri care, dacă s-ar întoarce din Europa, foarte multe spitale din Germania, Franța și alte țări din Europa s-ar închide. Este un angajament ferm al nostru că ne dorim o Românie puternică într-o Europa unită și mai bună. Candidăm, așa cum ați văzut, sub dragile noastre culori naționale, pe care le purtăm în suflet, așa cum purtăm în suflet toate valorile României. România are cultură, România are valori despre care merită să vorbim în fiecare zi și aici în țară, dar și în afara țărilor. Cea care deschide lista noastră de europarlamentar, locul 1 pe listă, o tânără eurodeputat care s-a luptat împotriva defăimării românilor în unele țări din Uniunea Europeană, prietena noastră, Corina Crețu. Vreau să arăți la camere brățara ta, care va fi brățara purtată de toți militanții noștri în campanie, un motiv tradițional românesc. Suntem aici toți mândri că suntem europeni, că suntem români, că suntem ardeleni, social-democrații se câștige, pentru că numai astfel vom putea să ne punem în practică ceea ce am vorbit aici, proiectul creșterii economice, proiectul creierii de noi locuri de muncă. Iată care este echipa USD pentru Parlamentul European. Corina Crețu, Ecaterina Andronescu, Cătălin Ivan, Dan Nica, Damian Drăghici, Maria Grapini, Daciana Sârbu, Ioan Mircea Pașcu, Viorica Dăncilă, Sorin Moisa, Victor Boștinaru, Claudiu Tănăsescu, Claudia Țapardel. A venit momentul ca Europa să fie condusă de grupul socialist, trebuie să avem o altă viziune. De aceea eu rog pe toți oltenii noștri și pe toți românii noștri să voteze candidații Partidului Social-Democrat, de fapt al Alianței PSD-UNEPR-PC, pentru că Europa are nevoie de o altă viziune, atât economică, atât socială. Iar în această campanie electorală, oltenile vor transmite aleșilor problemele lor. Din casă în casă, din om în om, așa cum am făcut de fiecare dată, o campanie elegantă a bunului simț în care ne vom prezenta obiectivele, ne vom prezenta primii 2 ani de mandat ai guvernării Victor Ponta și, bineînțeles, vom fi în fața oamenilor pentru a prelua pe problemele și a le transmite mai departe și a ne lupta ca echipă pentru rezolvarea lor.